O bătrână a stat mai bine de o oră închisă în cameră de frică. O ursoaică cu trei pui a intrat la ea în casă. Femeia spune că zgomotele puternice au trezit-o din somn și că animalele sălbatice urlau atât de tare încât a rămas încremenită de frică. Urșii n-au distrus nimic, ci doar au mâncat toată mierea din bucătărie. Autoritățile din Harghita spun că animalele coboară foarte des printre oameni, iar viața localnicilor este pusă în pericol zilnic. Este deja a doua oară în ultimele luni când în gospodăria unei femei din stațiunea Băile Tușnad intră ursul. Bătrâna spune că înainte animalele veneau să-i mănânce smeura pe care o are în grădină și cireșele. Însă de această dată, o ursoaică cu trei pui a intrat direct în bucătărie. Au devastat acolo. Trădea mai dracu că nu mai pire. Și azi noapte, soțul meu a plecat ieri noapte în București că semnează niște acte. Și am pus eu aici, în spate, un scaun. Nu m-am așteptat că intră și în casă aici. Au zis scaunul și zrâncă nici. Mi-am dat seama că sunt urși. Dar n-am bucurat să ies afară. Bătrâna, în vârstă de 82 de ani, s-a speriat atât de tare încât a rămas închisă în cameră. A luat noptiera de lângă pat și a blocat ușa, de teamă să nu cumva urșii să vină și la ea în dormitor. A sunat la poliție, dar autoritățile nu au venit să o ajute, așa că a așteptat să plece urșii. Poliția a spus că momentan nu poate veni, că aici, cei de aici sunt ocupați și vin de la Miercurea Ciuc. Și atunci a venit salvarea, a stat acolo, dar salvarea... Le era teamă să intre, că ei urlau și erau aici în casă. Și lângă bufet, acolo aveam un bidon cu miere de albină, că soțul meu e apicultor. Și a năvălit pe bidonul ăla, atât auzeam că țipau, mugeau, urlau. În județele Harghita și Covasna, fenomenul urșilor care coboară printre oameni a căpătat amploare în ultimul an. Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamaș Șandor, spune că numărul urșilor s-a dublat. Politicianul susține că singura soluție e vânătoarea. Dacă ursul s-a obișnuit să fie prezent zilnic în localitate, atunci nu mai poți alunga. Extragerea imediată rezolvă problema în situație în care este pus în pericol viața și avuția omului. Doar în Harghita sunt acum 1900 de urși. Sunt mulți cei care coboară printre oameni.